Intemperiile din seara de 29 mai au creat pagube în mai multe localități, în special în zona de centru a țării. Mai multe gospodării au fost inundate, drumurile înnămolite, iar arborii doborâți pe trasee. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, salvatorii au intervenit în orașul Hâncești, unde au pompat circa 60 de metri cubi de apă dintr-o gospodărie afectată de precipitațiile abundente. Intervenția pompierilor a fost necesară și în localitatea German din raionul Ungheni, unde beciul unei gospodării s-a umplut cu apă. O operațiune similară a fost efectuată și în satul Denceni din raionul Ialoveni, unde salvatorii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-un subsol unde nivelul a crescut și putea cauza daune materiale considerabile. Astfel, angajații IGSU au reușit să pompeze aproximativ 800 de metri cubi de apă. De intervenția pompierilor a fost nevoie și pe traseele din țară pentru a defrișa și a elibera șoselele de arborii sau crengile smulse de vânt și doborâte la pământ. În total, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 48 de situații de risc.